Deranjat de inadecvarea primăverii cu tradiția datei Paștelui, suveranul pontif a îndrăznit să reformeze calendarul iulian. În aproape 1600 de ani se adunaseră 15 zile în plus, așa că le-a eliminat în 1582. La vârsta de 5 ani a cântat în fața reginei Elisabeta a României. A avut numeroase probleme de sănătate la coloana vertebrală și o tumoare a nervului optic care a necesitat intervenția chirurgilor, ceea ce a ținut-o departe de scenă o vreme. Consacrarea internațională a venit abia după al doilea război, odată cu participarea la festivalurile de muzică de la Salzburg. Criticul de artă, poetul și traducătorul Băcăuan nu și-a dorit o viață ca o pijama. Nici n-a avut-o, poate și pentru că a încercat atât uniforma extremei drepte, cât și acelei stângi, motiv pentru care a fost de mulți contestat. Este cunoscut în special ca autor de literatură pentru copii, însă scriitorul, în calitate de director al editurii Albatros, a contribuit și la lansarea multor tineri ce băteau la porțile consacrării. A debutat în cinematografie încă de pe băncile facultății, fiind distribuită de Victor Iliu în Moara cu noroc. După Revoluție, a evitat marele ecran până la solicitarea lui Nae Caranfil pentru Restul e tăcere. Așa ne-o vom reaminti și pe Aristița Romanescu. Dacă generațiile viitoare nu mă vor mai avea în Fedra, măcar atât să le rămână. Umbra mea mișcătoare. Și atunci vor ține minte. Inginerul născut în Croația, spun unii că ar fi de origine istro-română, s-a certat cu Edison în ceea ce s-a numit războiul curenților. Avantajele celui alternativ, susținut de Tesla, au impus utilizarea pe scară largă în comparație cu cel continuu pe care pariase Edison. După ce sovieticii au realizat, cu sau fără ajutorul soților Rosenberg, bomba atomică, noua mișcare pe tabla de șah a războiului rece a fost întâietatea asupra bombei cu hidrogen. Americanii au punctat iarăși, însă tot pentru puțin timp. Transmisiunea în direct la radioul public a slujbei de înmormântare a premierului primului guvern comunist din România a nedumerit cumva multă lume, mai ales că ateismul era impus în tot lagărul sovietic. Deși a fost tovarăș de drum al comuniștilor, groza nu s-a înscris în partidul lor. Stalin însuși îl considera cel mai simpatic burghez din Europa. Господин Петру Гроза сказал: Прединие între popoarele Uniunii Sovietice și poporul român. Nepotul renumitului regizor Francis Ford Coppola n-a dorit să se afirme în umbra acestuia, adoptând un nume de scenă diferit. A reușit, iar prin 2006 și-a permis să cumpere un castel medieval în Germania, unde și-a descoperit înaintași. Laureat al premiului Nobel pentru fizică în 1966, francezul a cochetat cu filozofia în contact cu această stranie materie. Cel de-al 124-lea împărat al Japoniei a avut și cea mai lungă ședere pe tron, 62 de ani, dar și cea mai dramatică, gândindu-ne la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. După înfrângere, a fost silit să renunțe la dreptul divin, ceea ce nu l-a împiedicat ca în perioada postbelică să facă din Japonia una dintre țările cele mai dezvoltate ale lumii. Cunoscut și apreciat mult pentru calitățile dirijorale, nepotul de frate prin adopția lui Grigoraș Dinicu a compus peste 100 de piese de muzică ușoară, aflate încă în memoria noastră. Regizoarea născută la Chișinău a lucrat la sute de spectacole la teatrele din Iași, Cluj, Botoșani, Pitești și București. A primit premiul de stat în 1953, Ordinul Meritul Cultural în 1967, premiul Galei Uniter pentru întreaga activitate în 1999, Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler în 2000, doctor honoris causa al Universității de Arte George Enescu din Iași. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.